oră două lucrări. Ambele de importanță deosebită. Prima lucrare pe care vreau să vă prezint este o lucrare despre inteligență și a doua este o lucrare despre Frank Wisner, un personaj care a făcut istorie în spionajul mondial, spionajul american special și care, așa cum o să descoperiți, are niște legături nebănuite cu țara noastră. Ambele lucrări au un numitor comun. Ele au apărut sub coordonarea excelenței sale domnului ambasador George Christian Mayer, pe care îl salut aici în fața noastră. Și o să îl rog pe domnul profesor Vasile Dâncu să inaugureze vorbe de cuvânt, vorbe de poziții în legătură cu aceste două lucrări. Domnule profesor. Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră masivă aici. Cred că asistăm la un eveniment interesant, interesant nu numai pentru cei care se preocupă de cultura de inteligență, dar și pentru publicul larg. Avem aici două lucrări, o lucrare care arată că și România a fost și poate fi, încă este un centru important al lumii, acolo unde se iau hotărâri, acolo unde se tranzacționează informații, să spunem, acolo unde se naște ceva pentru cultura contemporană. Aș vorbi în primul rând despre lucrarea despre inteligență. Este o lucrare foarte interesantă privind cultura de securitate. Nu este o lucrare foarte simplă și o să încerc foarte scurt să descriu în câteva linii ceea ce conține această lucrare. Deci nu este o lucrare chiar pentru publicul larg, este o lucrare care, să spunem, aparține sferei intelectualității de la noi, o lucrare care arată câteva lucruri importante despre ceea ce se întâmplă astăzi în ceea ce privește analiza de inteligență și ceea ce se întâmplă chiar în dezvoltarea societăților. Observăm și această lucrare arată foarte bine un lucru esențial. Una din instituțiile noastre, Serviciul Român de Informații, partajează, ca să spunem așa, cu partenerii din străinătate, un alt tip de demers. Dacă în trecut se mergea, și asta știm și noi, publicul larg, definim inteligențul ca fiind o activitate prin care, un fel de război tăcut, să spunem, prin care se aduc informații decizenților, astăzi vorbim în domeniul inteligențului despre o schimbare de accent. Și aceasta se vede cel puțin foarte bine la ceea ce se întâmplă la noi astăzi și în ceea ce privește cultura de securitate. Este trecerea spre o dimensiune relativist constructivistă, ca să spunem așa, în demersul de inteligență, în care de la accentul pus foarte mult pe securitatea statului, astăzi vorbim tot mai mult despre securitatea individului, considerând că până la urmă ceea ce definește securitatea individului definește în mare măsură și securitatea statului cu câteva accente în plus. Ce o să găsiți în această lucrare, vă spuneam, nu este un simplu dicționar, nu este o chrestomație de termeni. Avem cinci secțiuni care sunt interesante din următoarele perspective. În primul rând, exprimă ceea ce spuneam la început și ceea ce Roosevelt la un moment dat spunea. Trecerea de la cultura privind securitatea statului la cultura legată de individ este un fel de trecere de la marile îngrijorări legate de securitatea granițelor spre ceea ce Roosevelt spunea, libertatea de a nu te teme. Adică creșterea unei culturi legate de această percepție asupra realității, pentru că realitatea, așa cum este definită de inteligență și cum este definită de sociologia contemporană, nu este ceva care este legată pur și simplu de experiență, ci este ceva care are legătură, până la urmă, cu reflexia, percepția socială și experiența. Deci se naște din aceste trei lucruri. O să găsiți în această lucrare câteva studii interesante privind redefinirea rolului analizei în inteligență, despre noile tendințe în inteligență. Un capitol foarte interesant despre inteligență academică, pentru că astăzi toate elementele despre care vorbim în analiza de inteligență nu mai pot fi realizate fără o participare a universităților, a cercetării și a specialiștilor. Astăzi colaborarea dintre universități private, universități de stat publice și inteligență este destul de importantă pe această dimensiune.
O să găsiți câteva analize interesante, de exemplu, și foarte profesioniste, făcute despre briefing, despre ce înseamnă briefing-ul de inteligență și ce înseamnă consumul de inteligență. Consumul de inteligență nu este așa cum definim noi de regulă ca un fel de consum de ginkgo biloba sau de ginseng, ci este o relație interesantă între cei care furnizează informație, o relație biunivocă și cei care receptează, care la rândul lor transmit informații. În fine, vă las să descoperiți această lucrare, este lucrare, vă spuneam, nu este lucrare pentru simțul comun, ci este lucrare pentru oameni avertizați și oameni care sunt aviți de cunoaștere. Aș mai spune un lucru, această lucrare face parte dintr-o serie mult mai importantă de activități pe care le desfășoară Academia Națională de Informații, grupul de cercetare acolo, Revista Română de Inteligență, Revista Inteligență, deci avem elementele constitutive ale nașterii unei școli de inteligență în România. Ceea ce este un lucru foarte important, nu numai datorită poziției noastre care dăm specific, dar și datorită orientării cercetătorilor. O să găsiți aici, în această lucrare, cercetători pe experiență, oameni care sunt în funcții operative sau executive, dar care împreună constituie un concept de inteligență nou, modern, aș putea spune chiar postmodern. Îl felicit pe domnul ambasador George Cristian Maior pentru această obsesie în a transmite cultură de inteligență și a cere, de fapt, de celor din jurul lui mereu să se adapteze la ce este nou și ceea ce este important. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului ambasador. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la acest evenament. Spuneam acum câțiva ani că un asemenea eveniment reduce și un risc important la adresa securității naționale, care se numește incultură și prostie, deși prostia poate fi un risc la adresa securității naționale, și cei care citesc și vin la asemenea evenimente, cumpără cărți, s-ar putea să îmbunătățească în final un mediu de securitate pentru cetățenii României, pentru stat, pentru națiune. În al doilea rând, aș vrea să menționez că, într-adevăr, cele două cărți de astăzi, diferite, într-adevăr, prin profil și prin dimensiunea abordată, definesc și un element nou de cultură de securitate în această țară, de care avem nevoie și pentru cetățean, și pentru stat, și pentru oamenii politici, și pentru decidenți. Dacă vrem să evoluăm spre progres, spre stabilitate, spre securitate, spre siguranța noastră de azi, de mâine, a copiilor noștri, e bine să încercăm să citim cât mai mult, inclusiv asemenea cărți despre domenii de specialitate. Eu aș reveni în schimb la prima carte pe care o lansăm astăzi, biografia unui spion arhetipal, Frank Wisner, se numește, unică în literatura mondială. Acest om, vreau să spun câteva cuvinte pentru a defini și ceea ce înseamnă această profesie, acest om a venit la București imediat după 23 august ca șef al OSS, Oficiul pentru Servicii Strategice al Statelor Unite, precursor al CIA, pentru a îndeplini o misiune specială legată de evoluția României în acele vremuri extrem de turbe. El a venit, în primul rând, pentru a salva piloții americani căzuți, cum se știe, pe teritoriul României, misiune de care s-a îndeplinit cu succes, foarte repede. Apoi a avut ca misiune să înțeleagă evoluția societății românești în acea perioadă complexă pentru istoria noastră și a fost ceea ce m-a impresionat cel mai mult printre primii oameni care au înțeles pericolele care pândeau națiunea română și societatea românească în noul context politic și geopolitic în acea perioadă. A înțeles foarte clar că cel mai mare pericol pentru noi românii era de fapt pericolul sovietic. Pe acea perioadă știm foarte bine că Uniunea Sovietică era aliată cu statul pe care acest om îl reprezenta
în acest domeniu sensibil al misiunii. Am înțeles acest lucru, a avertizat Washington că dacă nu face ceva, această țară va avea de suferit ca și alte popoare din Europa Centrală și de Est. S-a străduit să transmită această analiză importantă către decidenții din acea vreme și s-a izbit de o necesitate istorică care era determinată de alianța încă în vigoare dintre SUA și Uniunea Sovietică și de contextul istoric care impunea aceste necesități stringente de a sta alături pe seama acestor popoare și pe seama poporului român inclusiv. A scris despre acest lucru și fiind extrem de abil în ceea ce putea să producă din societatea românească, din discuțiile pe care le avea cu oamenii politici ai vremii, Casa Regală, diverse cercuri de aici, și-a dat dintre primii seama că lumea va fi împărțită în două, că vom asista la un nou tip de confruntare, ceea ce s-a întâmplat, că mulți oameni vor avea de suferit pe terenul libertății și a transmis, în ciuda avertizmentelor birocratice și oficiale, faptul că acest popor s-ar putea să sufere, ceea ce s-a și întâmplat enorm de mult de pe urma acestor evenimente. Iată de ce personajul m-a impresionat și trebuie să ne impresioneze, pentru că în final constituie o filă importantă din istoria noastră națională. Mai departe, venința sa a fost spectaculoasă, a ajuns din nou în Statele Unite, a fost unul din fondatorii Agenției Centrale de Informații CIA, pe cum o cunoaștem, a fost director adjunct, șef al Serviciului Clandestin, poate cea mai sensibilă și importantă funcție în această organizație, după cea de director, dar experiența sa la București, morală, profesională, umană, l-a marcat tot timpul vieții. Astfel încât cei care au văzut, de exemplu, filmul The Good Shepherd al lui Robert De Niro, vor regăsi ca personaj principal în acest film. Într-un fel, am putea spune că o luptă pentru libertate, inclusiv pe acest câmp special al informațiilor și al spionajului, s-a născut la București datorită acestui om. Și că o organizație de asemenea învergură, de asemenea mitologie, are undeva un fundament intelectual și operațional în capitala țării noastre. Evoluția sa a fost spectaculoasă în cadrul organizației, a fost cel care a inițiat extrem de multe acțiuni de măsuri active pentru a lupta împotriva pericolului sovietic, este unul din cei care a inițiat ideea de măsuri active din propaganda postului Europa Liberă, de exemplu, este unul din cei care au reușit să se lupte cu regimul comuniste ostile, pe unele reușind să le dărâme, pe altele nu. Este unul dintre cei care au avertizat permanent că Statele Unite ar trebui să facă mai mult pentru ca, în sfârșit, americanii să vină și în această zonă a Europei. A iubit mult România, dincolo de aspectul profesional și permanent în ceea ce își făcea ca argumentație pentru a iniția tot felul de acțiuni la nivel global, amintea de acest exemplu cum o țară a putut fi pierdută datorită unei lipse de inițiativă strategică. Din păcate, soarta a fost tristă cu el, pur și simplu a intrat într-o coliziune, inclusiv cu conducerea CIA de atunci, cu administrația americană, a
fost trimis din centrala CIA către diverse posturi în străinătate, pentru că obsesia sa pentru a lupta pentru aceste popoare prin aceste mijloace specifice nu s-a tradus în plan. S-a sinucis la o vârstă tânără datorită acestui obsesie cu crișca de vânătoare, lăsând o scrisoare prin care din nou amintea de importanța Bucureștiului pentru el în ceea ce definea ca fiind o luptă pentru existență în ceea ce privește confruntarea cu domnul comunist. De aceea am și subintitulat această carte, o poveste tristă de spionaj despre un om care a vrut să schimbe lumea. Din păcate, atunci nu a făcut, dar astăzi și datorită lui suntem în această situație și strategică, și politică, și geopolitică mai bună. Până la urmă, e și învingător, spun eu, după moarte, și este bine să-l avem renumărat și în limba română. Îl cunosc foarte bine pe fiul său, care mai trăiește încă, ambasadorul Frank Wisner, unul din oameni remarcabili ai establishmentului american, elitelor americane, a fost ambasador în India și în Egipt, a fost negociator în diverse zone ale lumii pentru pace și stabilitate și îi mulțumesc și pe această cale, va veni și el în țară în lumea următoare pentru a realiza o lansare acestei cărți și în prezența lui. A avut amabilitatea să-mi dea din motiva familiei lucruri inedite despre acest personaj și împreună cu arhivele pe care le-am identificat la nivelul serviciului și la nivelul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, am putut aduce lucruri noi pentru o chestiune care nu ne interesează doar pe noi, ci cred că interesează și, până la urmă, comunitatea internațională. De aceea vă mulțumesc că asistăm la un asemenea moment. Este un moment emoțional și ar trebui să fie pentru noi a duce în lumină un personaj, un spion, un intelectual care a reușit totuși până la urmă să schimbe. În ceea ce privește cealaltă parte, un singur aspect, mulțumesc colegilor din serviciu, așa cum mulțumesc și colegilor de serviciu care au contribuit la această carte și-au muncit foarte mult, ce-a zis la biografia marelui spion Frank Wisner. Le mulțumesc pentru contribuția intelectuală la redefinirea rolului informațiilor de secolul 21, studii foarte interesante, chiar accesibile unui public mai larg. Aș face o remarcă pe care am făcut-o în studiul meu reproductiv, cea la care țin încă din 2007, pentru a avea sistem de informații eficient în secolul 21, este nevoie, pe de-o parte, de o organizare mai bună și cred că cele două servicii mari de informații în România, Serviciul de Informații Externe și Serviciul Român de Informații, trebuie să coopereze mai mult în acest sens. Eu am îndrăznit ca o părere personală, pe personal, nevalidată nici de cum politic, că pentru o țară ca România, o fuziune, o unificare, ar fi cel mai bun model în care am putea fi și mai eficienți decât suntem în acest sens. Acest lucru, evident, nu ține de mine, ține de copii profesională și de voința politică. Nu este nimic controversat în acest lucru și ne-a discutat despre aceste probleme pentru viitor. Pentru că astăzi, mai mult ca niciodată, riscurile, amenințările, la adresa securității unui stat, la stabilității unui stat, vin și din interior și din exterior, se interporează, dezvoltă o dinamică și o viteză rapidă. Numai împreună putem să asigurăm securitatea acestui stat într-un context extrem de complex, vedeți și dumneavoastră, pe de o parte o geopolitică agresivă la adresa granițelor de est ale României,
mă refer la ceea ce se întâmplă în Rusia, problema Ucrainei, viitoarele alegeri din statul vecin Moldova, care ne interesează la modul cel mai penal. Pe de altă parte, apariția unor entități precum statul islamic, în care persoane răuvoitoare, persoane cu ideologii extreme, doresc efectiv să distrugă un anumit mod de viață și la care trebuie să fim întotdeauna extrem de atenți. Iată de ce cred că putem fi și mai eficienți în încercarea de a înțelege aceste fenomene și de a le putea contracara și astfel să avem o țară predictibilă, stabilă, cu securitate pentru fiecare. În primul rând pentru cetățean, pentru stat, pentru instituții. Vă mulțumesc și vă invit, sper, la o lectură interesantă în cele două cărți la care țin foarte mult și mă bucur că am avut ocazia să discut despre asta. Mulțumesc tuturor!